Bună dimineața, dragile mele! Sper că sunteți vreuna pe aici și nu sunt singură, că anunțasem aseară că o să ne vedem puțin. Și chiar dacă nu sunteți, o să puteți să vedeți acest video în ritmul vostru când puteți. Dragilor, mă bucur să ne revedem. Știți că am făcut un obicei să ne vedem săptămânal. Este luni. Vreau să vă țin la curent așa cu ce se mai întâmplă în grupul nostru, în clubul nostru și să vă mulțumesc ca de fiecare dată pentru că sunteți aici și suntem împreună. Suntem peste 1500 de femei în grupul mare, da? Și ne înmulțim și ca abonate în club când intrăm pe Zoom, la sesiunile, la momentele noastre de conectare, de întâlnire atât de valoroase în care învățăm cum să ne îmbunătățim viața, cum să ne îmbunătățim pe noi, cum să facem lucrurile mai bine pentru noi ca să ne simțim mai împlinite, mai fericite, ca să fim mai sănătoase din toate punctele de vedere. Pentru că sănătatea fizică are legătură cu sănătatea mentală, cu sănătatea emoțională, sufletească, pentru că noi suntem un sistem și nu suntem doar trup, minte sau numai suflet. Așa, acum am văzut, bună dimineața că ați început, mi-au venit semnale de la voi. Bună dimineața și vă mulțumesc că sunteți aici. Deja suntem 10. Vreau să vă felicit. Vreau să vă felicit pe cele care v-ați prelungit abonamentele, pe cele care v-ați făcut noi abonamente și ați profitat de acea ofertă, zic eu, foarte, foarte bună, pe care am lansat-o cu ocazia zilei noastre a femeilor puternice, da, pentru că ziua de 8 martie este ziua internațională a femeii, dar noi în clubul nostru am celebrat-o într-un mod special deosebit și am considerat-o că această zi importantă, internațională, este ziua noastră a femeii puternice și am făcut niște lucruri speciale în ziua de 8 martie și vă mulțumesc că am fost împreună acolo. Mulțumesc că ați făcut acest lucru, că aveți grijă de voi să creșteți, că sunteți intenționate în procesul vostru de creștere și că vă acordați atenție, dragilor. Eu consider așa că când o femeie își iubește familia, copiii, soțul, vrea să facă lucruri speciale în viața ei, trebuie în primul rând să aibă grijă de ea. Și atunci când ea are grijă de ea și este bine și este împlinită, nivelul ei de conștientizare crește, ea se simte bine cu ea, da? Atunci ea într-adevăr este o femeie puternică și poate să facă lucruri frumoase, speciale și pentru ceilalți. Mulțumesc din suflet și mă bucur. Deja ne-am strâns câteva pe aici, vă felicit că sunteți împreună cu mine și ne începem săptămâna bine. Știți că Camelia Coffee va fi de seară. Ne întâlnim la ora 6 să vorbim despre niște lucruri foarte interesante. Apropo, și vă mulțumesc celor care au pus întrebări. Am văzut și Cati Săraru, că ești aici, mulțumesc frumos pentru întrebarea ta, și Elena Matei și Dorina. Avem niște întrebări foarte bune și va fi o sesiune grozavă de seară. Dragilor, pentru că v-ați prelungit abonamentele și v-ați manifestat această intenție de creștere împreună și ați văzut câtă valoare primim și câtă valoare creăm, aducem în viața noastră, pentru că cu fiecare informație și fiecare lucru pe care îl facem, fiecare pas acolo în procesul nostru de creștere are menirea ca în final să ne adauge valoare, să devenim mai bune în tot ceea ce facem din toate punctele de vedere. Și cum spuneam, aceste lucruri se reflectă în viața noastră de familie, în relația de cuplu, în relația cu copiii noștri, în relația de la job, în relația cu toți oamenii. Dar în primul rând se reflectă, dragilor, în relația noastră cu noi. Și dacă mă întrebați pe mine, cred că alaltăieri, da, a fost ziua internațională a fericirii și vă puneam eu acolo o postare și știți, mi-a plăcut că ați fost foarte receptive și, nu știu, are 100 și ceva de like-uri acea postare, dar asta m-a îndemnat pe mine să împărtășesc cu voi niște reflexii despre fericire și am stat așa și m-am gândit și am spus că este foarte important să vă spun câteva lucruri despre fericire.
Știu din experiența de cabinet, experiența îndelungată pe care o am cu oamenii, dar mai ales știu din propria viață că fericirea nu este la îndemâna oricui. Și nu pentru că nu s-ar putea, ci pentru că unii dintre noi nici măcar nu cunosc sentimentul de fericire, nu cunosc starea de fericire, nu au ajuns acolo, da, încât să trăiască fericirea autentică, fericirea adevărată. O confundă cu momente sporadice de bucurie, cu frânturi de viață în care s-au simțit bine, s-au simțit valorizate sau au avut diferite realizări și au fost momente când au simțit așa o bucurie intensă și au confundat-o cu fericirea. Dragilor, vreau să vă spun că fericirea este o stare interioară, dar în primul rând este o alegere. Pentru că, indiferent în ce moment al vieții sunteți voi acum, că vă considerați fericite sau nu, nu contează cum a fost trecutul vostru, nu contează cum a fost copilăria voastră, nu contează ce persoane v-au făcut să fiți nefericite și v-au spus diferite lucruri care chiar v-au făcut să credeți că nu meritați fericire. Credeți-mă că nu contează nimic din toate acestea, ci contează doar intenția voastră. În momentul în care eu îmi spun vreau, aleg, decid pentru mine, eu vreau să fiu fericită. V-am spus că așa s-a întâmplat și cu mine. În momentul în care am conștientizat că fericirea mea depinde numai de mine și că prea mulți ani așa am trăit cu convingerea că fericirea este un lucru gata făcut sau că pur și simplu ea trebuie să se manifeste de la sine sau că e datoria celorlalți să te facă fericit sau că dacă ai bani, ai lucruri în afară care te mulțumesc, lucruri drăguțe sau ai oarecare confort în viața ta, poți să fii fericit. Vedeți, sunt lucruri lucruri pe care le credem cu toții. Ei, la un moment dat am înțeles că nu este așa. Și vă spuneam că eu și voi îmi știți povestea vieții mele, da, despre copilăria mea, despre abuzurile din copilărie, despre faptul că părinții s-au despărțit, că am fost abandonată, că am crescut printre străini, că am făcut o boală autoimună din cauza acestei vieți pline de suferință și de privațiuni și de lipsuri, dar mai ales lipsa iubirii și a atenției. Vă dați seama că nici habar n-aveam ce e aia fericire și nici nu stăteam să mă gândesc și nici nu știam că ar exista așa ceva. Și pur și simplu, la un moment dat, tot trecând prin diferite procese de vindecare, pentru că v-am spus că am plecat în calea vindecării mele și așa am ajuns eu în postura de terapeut și psihoterapeut și câte mai fac eu acum, pentru că toate aceste lucruri le-am încercat pe mine, le-am făcut pe mine. Au fost procese lungi, dureroase, grele, care au avut menirea să vindece acele răni în mine ca să pot să devin omul care sunt astăzi și pot să vă vorbesc cu sufletul deschis, cu fața senină, cu bucurie, să mă uit în ochii voștri și să vă spun, fără niciun fel de resentimente, de durere, de suferință, să vă povestesc din viața mea, din trecutul meu și din ce înseamnă acest proces de vindecare. Dragilor, deci spuneam că fericirea este o stare interioară. Este o alegere, da? Trebuie să manifest intenția. Eu vreau să fiu fericită. Vă asigur că fiecare dintre voi meritați să fiți fericită. Indiferent cine ce v-a spus, indiferent cine cum a încercat, da, să vă minimalizeze pe voi cu totul, pe voi însemă. Nu ascultați. Credeți-mă, deci meritați. Dumnezeu ne vrea fericite. Ne vrea fericite și putem și este o alegere. Asta vreau să vă spun. În primul rând, manifestați-vă intenția. Eu vreau, aleg să fiu fericită. Și acum o să ziceți, ok, da, zic asta, dar nu simt nimic special în mine. Și este foarte ok și se, da? Deci nu vă faceți griji că dacă ați zis așa și nu simțiți nimic special, nu se întâmplă nimic special în viața voastră. Vedeți?
Atunci când când lansăm în univers dorința noastră și intenția de a fi fericite, se întâmplă ceva. Chiar dacă instantaneu, pe moment, nu vă dați seama. Dar se întâmplă. Pentru că Dumnezeu este acolo cu urechea ciulită. Să știți că tot timpul este cu urechea ciulită. Da? În fiecare dintre noi. Incredibil, da? Dar adevărat. Și știe. Știe foarte clar ce ne trebuie fiecăruia dintre noi ca să fim fericite. Și vine cu bunătatea și cu grija lui de părinte iubitor, de tată, da? Așa, vedeți, poate că n-ați avut un tată tocmai bun ca și copil, care să aibă grijă de voi, să vă iubească, să fie alături de voi tot timpul, să vă spune cuvinte frumoase. Ei, imaginați-vă în Tatăl Ceresc, tatăl pe care v-ați dorit să-l aveți sau dacă l-aveți și ați fost binecuvântate cu un asemenea tată bun în copilăria voastră, imaginați-vă că este tatăl vostru cu care stăteați voi de vorbă așa în copilărie și vă deschideați sufletelul ca și copii și îndrăzneați să-i spuneți voi toate acele năzdrăvănii sau lucrușoare pe care, cu care poate vă amuzați sau poate le împărtășați cu tata în dorința de a obține o mângâiere pe cap, o atingere, o îmbrățișare. Dragilor, atunci când Tatăl Ceresc, când ne aude dorința noastră, acest cuvânt vreau este magic, să știți. Nimeni și nimic nu poate trece peste el. În momentul în care eu am zis vreau, Tatăl Ceresc ne ascultă ruga. Da? Cere și ți se va da. Cum ne ascultă ruga? În momentul în care eu decid și sunt clar intenționată că vreau să fiu fericită, efectiv, vom întâlni oamenii, oportunitățile, șansele, dar dragilor, dați-vă voie de aici să le recunoașteți, să le vedeți și să deschideți ușa vieții. Pentru că, știți cum, în fiecare zi ne bat la ușă oportunități, printr-o invitație undeva, să mergem undeva, printr-un telefon, printr-o persoană cu care ne întâlnim întâmplător pe stradă, da? Printr-o invitație undeva, printr-o... Deci, tot felul de șanse, de oportunități, de întâmplări care ni se pot părea nouă întâmplătoare, da? Dragilor, sunt invitații ale vieții, invitații ale lui Dumnezeu, care au ca scop final să-ți răspundă dorinței tale, comenzii tale pe care ți-ai dat-o ție, da, și Universului, de a fi fericită. În momentul în care tu îți declari această intenție, această dorință de a fi fericită, dar de fapt închizi ușa în nas vieții și lui Dumnezeu și nu vrei să răspunzi invitației colo, nu vrei să ieși printre oameni, nu vrei să faci anumite lucruri care vin către tine. Stai și te gândești și eziți că ți-e frică, că lasă mai bine, îmi văd de treaba mea. N-are ce să se întâmple. Și celor care veniți la mine la cabinet vă spun o poveste, da? O cunoașteți. La un moment dat se anunța că va fi o inundație, da? Va fi o inundație, va fi o viitură, cum spunem noi, și trebuie eliberată zona respectivă și oamenii ar trebui să-și părăsească casele ca să se pună la adăpost într-o altă zonă. Și Ion al nostru, cu convingerea și credința că Dumnezeu nu-l va lăsa niciodată, indiferent ce se întâmplă, se încăpățânează și nu vrea să plece, da? Și oamenii trecând cu bagaje, cu copii, cu toate cele, hai Ioane, hai vino, hai cu noi, că uite, o să vină apa și o să ne ia casele și tu ce mai aștepți aici? Și el zice, nu, eu rămân pentru că pe mine Dumnezeu nu mă lasă niciodată, știu că lucrurile se vor rezolva cumva. Și el rămâne acolo pe loc. Mai trece iarăși un vecin cu suit pe cal, da, și zice, hai Ioane, urcă-te cu mine pe cal, că uite, deja apa creștea, a început să se crească, da? Ia uite apa, ce mai aștepți tu aici? Nu, zice, pe mine mă va salva Dumnezeu, știu eu că nu mă voi neca. Și nu vrea să se urce nici pe calul vecinului.
apa creștea în continuu, da? Deja, iată că printre ultimii oameni care trec, apare o bărcuță cu alții concetățeni și Ioane, urcă-te în barcă cu noi, ce mai aștepți? Ce stai aici? Tu nu vezi? Uite, apa urcă mereu. Nu, eu știu că Dumnezeu nu mă lasă. Și nu vrea să se urce nici în barcă. Bineînțeles că apele au tot crescut, Ion se neacă și când ajunge acolo sus, îl întreabă Dumnezeu. Măi Ioane, îți trimisă-i pe vecinii cu tăriță și cu tăriță și te întrebară, nu vrusă-și. Îți trimisă-i pe vecinul cu calul și așa, nu vrusă-și să te urci pe cal. Îți trimisă-i vecinii, da, ultimii, așa, cu barca, ultima ta șansă să te urci și atunci ai refuzat. Măi Ioane, ce așteptai? Să cobor eu și să te iau de mână și să te duc să fii la adăpost? Bună învățătură, dragilor! De ce v-am spus asta? Pentru că este o învățătură aici. Gândiți-vă, o idee foarte puternică. Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă și întreaistă. Adică, vedeți, Dumnezeu ne întinde mâna prin oameni, prin oferte, prin invitații, prin situații, prin... și în noi îi dăm peste mână. Îi dăm peste mână și ziceți, da, dar eu nu știu care sunt de la Dumnezeu. Știți care? Ba, știți că sunt de la Dumnezeu, dar ne e frică. Ne e frică să le primim din mâna Lui. Nu ne gândim așa, le primesc din mâna Lui, da? Da, nu gândim așa, pentru că dacă am gândit așa, poate că le-am primit. Ci mai degrabă frica și alte considerente care vin din rațiune, dragilor, din ego, din mintea noastră care răsucește cu totul. Așa, și începe să interpreteze. Da, de ce așa? Da, de ce așa? Da, mai bine nu. Dar ia să vă văd eu mai bine așa, mai bine. Deci tot felul de chestii, da, de ale noastre oamenilor, de ale pe care le răsucim noi acolo non-stop în mintea noastră. Și uite așa, facem ca Ion, trece pe lângă noi, ba un tren, ba o bărcuță, ba un avion și noi stăm și ne uităm la alții cum se urcă în ele și apoi zicem, Doamne, dar ăla are succes, ăla așa, ăla așa și eu, dar eu ce nu fac bine, dar eu... Păi dacă nu ești pe fază, ca să zic așa, dacă ți-e frică să răspunzi invitației vieții, dacă preferi mai degrabă să stai pasiv și să te uiți la alții decât să te urci în trenul vieții, cine poate să facă asta în locul tău? Deci, dragilor, fiți un pic mai receptive și întotdeauna vom găsi și resursele, și timpul, și energia, și tot ce ne trebuie pentru tot ceea ce considerăm că este important pentru noi. Întotdeauna, să știți. Nu mai aruncați pe că nu am timp, că nu am bani, că nu am nu știu ce. De multe ori avem de toate și tot nu o facem. Credeți-mă. Știu de la mine. Bun, că am fost acolo și știu cum e. Știți câte oportunități am ratat și eu. Și mi-am dat seama ulterior și mi-am făcut eu mie o promisiune că nu o să mai fac asta. Și credeți-mă că nu o mai fac. Și a devenit un mod de viață ca ceea ce vine către mine, efectiv să întind mâna și să primesc, ca din mâna lui Dumnezeu. Mă întorc la considerentele despre fericire. Vedeți? Ca să fii fericit tot timpul, să ai această stare de liniște, de pace interioară, de bucurie permanentă în viața ta, da? În interiorul tău, în sufletul tău, trebuie să te simți în siguranță. În momentul în care tu ai credință și ești conectat acolo sus, știi că Dumnezeu tot timpul este cu tine și îți poartă de grijă și nu mai ai de ce să te temi. Deci este un lucru foarte important, credința. Ce vreau să rețineți? Fericirea nu este în afara noastră. Și chiar dacă noi cumva credem sau am fost programate într-un anumit fel, să considerăm că fericirea depinde de confort, depinde de ce avem, depinde de ce fac alții, depinde cum se comportă alții cu noi sau așa, eu vă spun că nu este așa. Da? Ca un om care am trecut pe acolo, care am crezut că ceilalți sunt datori să-mi construiască mie fericirea și să mă facă pe mine fericită, care am crezut că banii și casa și mașina și lucrurile acestea lumești, materiale, da, după care alergăm noi de multe ori toată viața, am crezut că astea îmi vor construi fericirea. Dar nu numai eu sunt în această eroare. Știți câți oameni
trec pe la mine pe aici prin cabinet, care îmi spunea odată cineva, Doamna, am de toate, chiar nu mă mai bucură nimic, pot să mă duc oriunde, oricând, am casă, am mașini, am conturi, am, nu știu, sunt nefericit. Și chiar este o cruntă nefericire să auzi, da? Să auzi un om pe care noi poate că l-am invidia, da? Dacă nu i-am cunoaște, cum să zic, forul interior, ceea ce gândește și ceea ce simte. Deci pare un om de succes, pare un om care are de toate și nu este fericit cu ce are și nu-l mai împlinește și nu-l mai bucură nimic. Ce credeți voi că se întâmplă acolo? Deci, dragilor, de ce vă spun astea? Fericirea noastră, starea noastră interioară, modul cum alegem noi să ne simțim pe dinăuntru, în interiorul nostru, nu depinde de ce avem, de ceva sau de cineva. Încă un considerent, nu este făcută de-a gata. La fericire se construiește, fericirea se învață, trebuie să învățăm cum să o construim. În primul rând pornim de la intenție. Dragilor, în momentul în care tu îți manifesti intenția și îl lași pe Dumnezeu, da, ca arhitect principal, pot să zic, în viața ta și tu doar ești acolo, executant, ca să zic, da? Ce înseamnă să-l lași pe Dumnezeu arhitect? Să-l lași pe Dumnezeu să decidă și tu doar să fii acolo și să primești din mâna Lui. Să-l lași pe Dumnezeu, adică cumva să-l lași mintea aia așa care răsucește tot timpul rațiunea un pic în, pentru că să știți că cu rațiunea nu suntem fericite. Asta vreau să vă spun. Cu cât răsucim mai mult filme și interpretări și scenarii în mintea noastră, cu atât, să știți, ne țesem nefericirea. Pentru că din minte cam asta iese. Fericirea este o stare din suflet. Ați înțeles? Cu inima, se simte cu inima și nu cu mintea. Chiar dacă, vedeți, mintea ne poate aduce argumente. Argumente îmi dădea și acel client care îmi spunea, am mașină, pot să merg oriunde, am casă, am conturi. Erau argumente, da? Erau din minte. Ce avea omul din punct de vedere material? Și în final recunoștea, dar nu sunt fericit. Deci chiar dacă mintea, chiar dacă viața noastră fizică, care este dedicată corpului nostru fizic, este împlinită și viața sufletească, inima, suferă, dragilor, aia nu e fericire. Ați înțeles? Deci lucrurile materiale, lucrurile din afara noastră, știți ce au rolul? Au rolul de a ne împlini nevoile fizice, da? Pentru că suntem corp fizic, avem nevoie de hrană, avem nevoie de haine, avem nevoie de acoperiș, avem nevoie de niște lucruri să trăim, da? Să ne satisfacem acele nevoi fizice și fiziologice. Avem nevoie, da. Dar nu în astea constau fericirea. Puteți să ziceți că au și ele o contribuție, de acord. Dar gândiți-vă că sunt oameni, uitați, mă uitam ieri am dat o fuguță până la Govora, știți unde avem noi o căsuță acolo, unde mai mergem când și când, așa, tot pentru relaxare și conectare la natură și la împământare, ca să zicem, da? Și mă uitam, am luat masa undeva acolo în parc, poate cunoașteți, la Cascade, acolo în, așa se numește restaurantul. Mă uitam, erau oameni cu familiile, erau oameni, serveau, fiecare, mă rog, ce-și comandase. Dar erau, cum să vă spun, parcă nici nu erau acolo. Erau atât de, nu trăiau momentul, prezentul. Își făceau observații, erau posomorâți, era o familie cu copii, se certau acolo, nu știu ce discuții aveau. Alții erau absenți cu telefoanele, cu nasul în telefon. Fiecare, nu știu, n-am simțit acolo o energie, ceva. Deci era un loc drăguț. Un moment drăguț, presupunem, da? Că erau în familie, erau într-un loc public, serveau ceva ce și aleseseră, deci își satisfăceau niște pofte, să zicem, da? Ei, nu arăta nimeni că ar fi fericit. Și stăteam și mă gândeam, Doamne, cum trece viața pe lângă noi? Cât de
Cum nu știm? Nu avem această cultură și educație a fericirii. Nu știm! Nu știm să apreciem, nu știm să fim recunoscători, mulțumitori, nu știm să fim prezenți în viața noastră, nu știm să primim lucrurile așa ca din mâna lui Dumnezeu, cu bucurie și recunoștință. Nu știm, dragilor, trecem prin viață momente drăguțe și așa, nici nu le vedem, nici nu, cum să zic, așa ca și cum ni s-ar cuveni, ca și cum, credeți-mă, viața este o operă de artă, dar ca să devină așa, să devină într-un final așa, tu trebuie să fii artistul, tu trebuie să fii autorul, tu ți-o creezi, tu cu mânuța ta, tu cu sufletul tău, cu tu cu intenția și cu mintea ta. De ce cu minte? Pentru că până la urmă gândurile și tot ce creăm noi acolo, realitatea pe care ne-o creăm în minte, aceea o aducem și în viața noastră fizică. Și când eu în minte am gânduri de fericire și vreau să fiu fericită, sigur că voi trăi cu o prezență, da? Cu atenție, cu prezență în viața mea, în acum și aici, la ce fac. Și mă voi bucura și de mâncărica. Nu contează ce mănânc. Am văzut, mâncau fiecare. Fiecare ce și-a comandat. Că mici, că friptură, că una cu alta. No, noi am servit de post. Poți să mănânci orice, credeți-mă. Poți să mănânci o roșie tăiată. Poți să mănânci o felie de pâine prăjită, goală. Poți să mănânci... Ce, acolo am luat o pizza de post. Fac așa de post și cartofi prăjiți. Deci eu am luat pizza, soțul meu cartofi prăjiți și așa. Deci nu contează ce ai în farfurie, credeți-mă, ci contează starea interioară cu care tu ești acolo și servești ce ai în farfurie. Un alt considerent... Vedeți, noi am fost educați, programați cumva de-a lungul vieții noastre pentru nefericire. Și o să ziceți, cum? Păi, am fost programați pentru competiție. Tot timpul am fost comparați. Ăla e mai bun ca tine, dar ăla de ce poate? Dar ce tu nu poți să faci? Deci pentru competiție, da? Să fim la întrecere. Am fost programați pentru asta. De școală, de părinți, de profesori, de sistem, am putea spune, da? Așa. Am fost programați să fim nemulțumiți. Pentru că fie i-am văzut pe alții, da, că sunt nemulțumiți, pe părinții noștri, pe cumva nici n-am fost, nu ni s-a indus ideea că am putea să fii mulțumiți, recunoscători, nu am avut, eu n-am avut această educație, da, să fiu mulțumitoare, recunoscătoare și să mă bucur de ce am. De puținul sau mai multul sau de ce am, da? De ce? Am mai fost programați să ne fie frică și frica o avem în noi, ne naștem cu ea, să știți, dar ne amplificăm. Prin gândurile noastre, da? Prin modul cum interpretăm anumite lucruri, prin modul cum alegem să vedem anumite lucruri, ne amplificăm fricile. Prin modul cum facem, faptul că alegem să stăm la televizor și să urmărim această evoluție a COVID-ului, pe unde, cum, în ce fel, eu habar n-am de televizor, știți că nu mă uit la televizor, știți ce liniștită sunt, n-am nicio frică de nimic, foarte liniștită și mi-e foarte bine. Am fost învățați să ne conformăm, da? Să facem lucrurile chiar dacă nu e în interesul nostru, să-i mulțumim pe alții, să fie alții bucuroși, fericiți, să le fie bine, da? Și noi să ne conformăm, chiar dacă suntem nefericiți, nu contează. Mai gândim noi, mamele, când devenim mame, că fericirea noastră depinde de copil. Deci dacă copilul e sănătos, dacă că viața mea, aud aici, da, chestia asta deja o am în cap. Doamna, am două fete și ele sunt viața mea. Vai, ce greșeală! Ce greșeală! În primul rând că tu te anulezi pe tine ca persoană, te confunzi cu rolul tău de mamă. Acolo este un atașament puternic care îți face ție foarte rău și copilului deopotrivă. Și asta trebuie să înțeleagă părinții. Că atunci când își posedă copiii și nu înțeleg că
copiii vin pe lume prin ei și sunt doar cu un prumut, ca să zic așa, dați de Dumnezeu. Ei vin în viața noastră și își văd de viața lor, la un moment dat pleacă de lângă noi. Când părinții nu înțeleg acest lucru, mamele în special, și se atașează într-un mod nesănătos de copii și ajung, cum să spun, să se identifice cu acest atașament, da? Aia este o nefericire cruntă, ca să știți. Pentru că copiii fac de toate, sunt alte persoane, sunt au altă, cum să zic, altă busolă, altă hartă, alt destin, altă misiune. Și noi cumva ne identificăm și pentru că ne identificăm cu misiunea lor, sau pe ei identificăm cu misiunea noastră. Ei, chestia asta este foarte gravă și periculoasă, care ne duce la nefericire, să știți. Copilul face o năzdrăvănie, mam, sunt dezamăgită, crunt, supărată, așa. Deci, de ce? Din ce cauză? Pentru că atunci când facem atașamente, ce este atașamentul? Este o legătură energetică. Și gândiți-vă ce înseamnă legătura. Dar cum ai lega? Cu fundiță, cu nod, cu ce ai lega? Tot o legătură este, dragilor. Este ca și cum am legat din punct de vedere energetic copilul de noi. Și chestia asta, să știți că aduce... În primul rând, copilul nu se dezvoltă ca el. Încercăm cumva să-l transformăm într-o miniatura noastră. Ori ceea ce este foarte, foarte greșit. Nu respectăm busola și harta lui interioară. Îl transformăm cumva pe copil, natura lui divină, sinele lui divin, îl transformăm. Dacă lui nu e frig la 15 grade, dar eu îl oblig să-și ia pe el așa cum îmi iau eu pe mine. Dacă lui nu-i place mâncarea, nu știu care, eu îl oblig și eu dau pe gât. Trebuie să-ți placă pentru că e mamă sănătoasă și pentru că, uite, eu o mănânc și așa. Dragilor, cumva o să ziceți să-i educ, e spre binele lor sau așa. Nu întotdeauna binele lor, mare atenție, binele lor, da, nu este același cu binele meu sau binele nostru nu este același cu binele lor. Ați înțeles? Sunt alte persoane, au nevoie de un alt bine. Doar voi doar trebuie să fiți acolo lângă ei și să înțelegeți nevoile lor și să fiți lângă ei așa cum au ei nevoie și nu cum credeți voi că au ei nevoie. Și să știți că mă gândesc la un program, pregătesc un program în lucru prin care paralel copiii să fie într-un program, da, clubul de leadership, în cadrul Academiei de Leadership, și părinții un alt program în paralel, da, să ne întâlnim. Și m-am gândit că ar fi senzațional și să organizăm și pe Zoom sesiuni de întrebări și răspunsuri pentru părinți. Programul acesta pe care l-am avut, clubul de leadership pentru copii, și suntem la a 11-a întâlnire deja joi, am avut în pachet ca și ofertă și întâlnirea 1-la-1 cu părinții de consiliere. Și foarte bune au fost aceste întâlniri și foarte bine apreciate, pentru că au adus lumină și au clarificat niște lucruri, niște greșeli pe care le facem în educație. Le facem cu toții, pentru că nu ne-am născut părinți, pentru că nu facem școli de parenting. Poate că unii dintre voi ați mai făcut niște cursuri ulterior, că e la mod, așa, ca să zicem, parenting-ul. Dar nu știu de la cine și cum, pentru că, vedeți, nu înveți să fii părinte de la cineva care nu e părinte sau are un copil micuț și așa și dă sfaturi de adolescenți sau tot felul de situații, văd că sunt specialiști acum de toate peste tot, da? Uitați-vă de la cine învățați, uitați-vă la expertiza, la viața, da? Dacă el, acea persoană poate să probeze cu viața, cu rezultatele, cu acele lucruri care vă învață pe voi. Fiți foarte atenți, contează ce înveți, dar mai cu seamă contează de la cine înveți. De ce? De ce vreau să fac asta? Pentru că chiar mă consider o autoritate și o expertă în educația copilului. Numai asta fac
toată viața, 41 de ani, am lucrat cu părinții și cu copii. Și în calitate de profesor, și în calitate de psihopedagog, și în calitate de psiholog, și în calitate de părinte a 3 copii. Da? Și în orice fel de calitate aș veni în viața voastră, pot să vin să mă uit în ochii voștri și să vă dau un sfat pe care eu l-am aplicat de 11.000 de ori în viața mea și nu numai în viața mea, dar și în viața părinților și a tuturor oamenilor care mi-au trecut prin mâini în acești 41 de ani. Da? Deci, chiar mă consider o expertă și o autoritate fără lipsă de modestie. Credeți-mă, o să ziceți, ia uite, veni asta să se laude aici. Și nu e laudă, să înțelegeți. Doar vă spun ca să înțelegeți de ce mă consider așa. Revin la fericirea noastră. Vedeți, am fost programați de-a lungul vieții și de-a lungul timpului să credem foarte multe lucruri, să avem o atitudine total nepotrivită față de noi, față de ceilalți, față de viață. Da? Să avem atașamente. Credeți-mă, putem să fim fericiți. Oricum, inclusiv cu o boală autoimună. Eu am fost cum să zic, programată la nefericire. M-am născut nefericită. O spun așa. M-am născut nefericită și cu sufletul mort. Am fost un copil nedorit. Am fost un copil căruia îi se spunea în fiecare zi, ești o greșeală, din cauza ta nu-mi pot reface viața, din cauza ta tu ești motivul nefericirii mele, din cauza ta se întâmplă totul, din cauza ta... Deci astea erau lucrurile pe care eu le auzeam și mi se spuneau. Abuzată, bătută crunt, abuzuri fizice, ce să vă zic... mi-aduc aminte că tot timpul, deci dorința vieții mele a fost să storc un strop de mulțumire de la mama mea, un strop de iubire și n-am reușit. S-a stins din păcate și eu nu am reușit să fac acest lucru. Și mi-a trebuit să lucrez foarte mult cu mine ca să înțeleg că nu eram de fapt eu vinovată. Ați înțeles? Și n-aveam nicio vină în ce se întâmpla. Nu eram eu vinovată de nefericirea ei, ci pur și simplu și ea era programată pentru nefericire. Și ea avea povestea ei, și ea avea, și ea se condamnase la nefericire. Și nici nu vedea lucrurile frumoase pe care le avea în viața ei. Mi-aduc aminte că s-a întâlnit, eram cu ea pe stradă, ne-am întâlnit cu doamna învățătoare. Și doamna învățătoare îi spunea... ce copil bun sunt, că sunt cu minte, că sunt așa, eram un copil bun pentru că, ce să zic, trăind în condițiile acelea, eu nu îndrăzneam să fiu, cum să zic, super mai mult pe mama mea decât și așa era supărată pe mine. Și oricum mă consideram vinovată, da, de tot ce se întâmpla în familia noastră, de certurile lor, de... că tata pleca, că mama îi lua pachetul din geantă, pleca, tata lucra la CFR 12 cu 24 ca program și lucra fie toată noaptea, fie toată ziua și își lua de acasă atunci un pachet și ei se certau și ea îi lua pachetul din geantă și mi-aduc aminte, vă spun, de niște secvențe și de niște episoade pentru care eu mă simțeam vinovată, să știți. Mă simțeam... A trebuit să lucrez mult, mult să-mi dau seama că nu era despre mine acolo, ci era vorba despre lor, despre ei. Și că orice ar fi avut în viața lor, da, ei se sfărâmau și se condamnau. În primul rând erau condamnați ei înșiși de ei la nefericire. Și pentru că ei, fiecare dintre ei, erau nefericire personală, da, efectiv îl condamna și pe celălalt la nefericire. Pentru că așa funcționează, dragilor. În momentul în care devenim noi fericire pe interior, semănăm fericire în jurul nostru, transmitem fericire și în soțul meu, și în copilul meu, și indiferent ce face, dacă eu aleg să fiu fericită și nu confund rolurile, și nu mă identific cu X, cu Y, și nu... Cum să zic? Și efectiv învăț să mă racordez, da, la busola mea interioară, la harta mea, la misiunea mea și să am acolo conexiune, la sursă, da? Nu contează ce se întâmplă în afara mea. Pot să fiu fericită. Pot să fiu fericită cu o boală autoimună. Pot să fiu fericită cu un soț care
nu mă apreciază, da? Pot să fiu fericită. Pot să fiu fericită ca mamă, chiar dacă copilul meu, nu știu, n-are rezultatele cele mai bune, poate pe care le-am visat eu vreodată pentru copilul meu, mi le-aș fi dorit vreodată. Pot să fiu fericită. Pot să fiu fericită și cu bani mai puțini. Pot să fiu fericită și cu o mâncare mai sărăcăcioasă, da? De post și așa. Pot să fiu fericită oricum, credeți-mă, și vă spune un om care a făcut călătoria fericirii. Călătoria de la nefericire, cea mai cruntă nefericire, da? Din prima copilărie, cea mai cruntă nefericire, a făcut această călătorie, pas cu pas, da? Către fericire. Și am învățat pas cu pas cum să construiesc fericirea. Fericirea se construiește în fiecare zi, credeți-mă. Și uitați-vă, haideți să vă arăt ce am eu aici lângă mine, deși nu intenționat. Ia uitați, am o floricică mică, da? A venit soțul meu cu ea mai alarter și o țin aici lângă calculator și lucrez foarte mult, știți că lucrez. De ce credeți că lucrez eu? Da, așa sunt eu fericită. Cum să zic? Când eu dau din ce sunt și am învățat și sunt atât de recunoscătoare lui Dumnezeu că am trecut prin povestea aceasta de viață, sunt atât de recunoscătoare nefericirii pe care am trăit-o, părinților mei, așa cum au fost ei, și copilăriei și bolii mele autoimune, sunt recunoscătoare. Sunt recunoscătoare tuturor dușmanilor, tuturor oamenilor care m-au făcut să sufăr în viață. Și știți de ce sunt recunoscătoare? Pentru că toți și toate m-au construit așa cum sunt. Deci dacă n-aș fi fost, eu mi-am ales părinții, știți că sufletul copilului până să se întrupeze, să vină pe lume, da, să se încarneze sufletul, își alege părinții, familia în care vine. Acolo eu mi-am ales părinții. De ce? Aveam nevoie să ajung unde am ajuns astăzi, să-mi împlinesc această misiune și voi faceți parte din ea, ați înțeles? Și eu mă consider nu responsabilă, ci consider o mare binecuvântare și onoare pe care mi-o face Dumnezeu lucrând prin mine, da? Ca El de fapt prin mine, da? Să ajungă la oameni. Vedeți, credeți-mă că de multe ori ies și nu știu despre ce oi vorbi, da? Îmi vin, pur și simplu simt că curg așa prin mine ideile, da? Simt că le primesc și doar vi le spun. Doar vi le spun, da? Deci, efectiv, simt că Dumnezeu m-a folosit pe mine ca instrument, ca și creion. Am scris o poveste de viață cu care eu pot să vin în fața voastră și să vă spun, uite, asta sunt eu. Uite ce mi s-a întâmplat. Uite, am vândut în piață fasole tece. Asta am făcut. Mă duceam la Ocolna, dacă știți, era o plantație de piersici. Nu știu dacă mai este acolo. Și pentru că nu aveam bani pentru copii, 3 copii, da? Mă duceam la ei, acolo lucrau pe plantația aia de piersici rom, țigan, da, cum le zicem noi. Și n-aveam nicio treabă, nicio frică. Mă duceam, aveam o mașinuță Trabant și mă duceam la ei și le duceam pește, ce aveau ei nevoie, țiganii, și pe produsele pe care le duceam lor, da, îmi dădeau piersici. Piersici pe care și ei le luau de la plantația unde lucrau, ați înțeles? Și eu le vindeam în piață. Ați înțeles? Am făcut și asta. Am vândut cartofi, am vândut lubenițe. Când eram însărcinată cu Aura, da, socrii mei puseseră lubenițe în grădină și s-au făcut timpuriu, uite așa, niște lubenițe, și eu eram însărcinată și noaptea mă duceam cu Trabantul, soțul meu n-avea permis, numai eu conduceam, mă duceam cu Trabantul noaptea la țară, departe, da, o oră și jumătate, 2 ore făceam până la Amărăș, umpleam cu socrii mei mașinuța aia mică, Trabant, așa cum era, cu lubenițe, veneam în piață cu ele și lăsam pe tatăl meu lângă lubenițe, acolo, da, stăteam și eu cât așa, și îl lăsam când mai rămâneau puține și așa, și iar plecam la țară și luam. Așa am reușit și nu mi-a fost rușine, să știți. Am făcut de toate. Am făcut de toate în ce sens? Nu ceva imoral, adică am făcut lucruri de care nu mi-e rușine. Am luat-o de jos, am avut un trăbănțel și pe ăla, da, bil am avut și îl vedeam așa. Am fost săraci. Vă spun că pentru mine era
o bucurie imensă când reușeam să cumpăr copiilor mei o bucățică de salam sau, știți, ceva mai bun și cumva o piteam în frigider de soțul meu ca să nu găsească și să nu mănânce și să le dau la pachet copiilor. Trei copii, da? Și m-am zbătut toată viața, nu m-am gândit că sunt bolnavă, nu m-am gândit, știți bine, v-am povestit că am stat luni de zile, am stat imobilizată, am stat, da, de-abia mă târam, da, am deschis o firmuliță, un chioșculeț într-un balcon și alergam ca nebuna, eram și la servici și cu trei copii acasă și cu trabantul mă duceam în depozit, probabil că sunteți printre voi care cunoașteți trecutul meu și știți și luăm marfă, da? Pentru așa, n-aveam vânzător, n-aveam pe nimeni. Eu eram și cu copiii și la vânzare, da? Și cu soneria la balcon, mi-aduc aminte că mi-intrase acea sonerie și noaptea o auzeam. Și mi-aduc aminte când sărbător, noaptea de Revelion, eu am dormit pe canapea în sufragerie, lângă balcon, da? Și am pus acolo anunț, toată noaptea non-stop, cine are nevoie să vină să... Deci, am făcut niște lucruri. Foarte multe lucruri am făcut pentru supraviețuire și pentru... Nu mă gândeam atunci, da, că să fiu fericită, dar în schimb simțeam că construiesc ceva, că mi-ajut copiii, că, cum să zic, au un pic mai mult decât ar fi avut în alte condiții, pentru că eram săraci, aveam foarte puțini bani. Eu lucram, eram educatoare în învățământ, soțul meu tehnician veterinar. Deci eram la limită. Dacă n-ar fi fost socrii mei, da, să ne dea o bucățică de brânză, un pui de la țară, zarzavaturi din grădină sau așa, să știți că nu am fi supraviețuit. Mi-aduc aminte de sărbători, de Moș Crăciun sau așa, socrii mei vindeau câte un porc și ne dădeau și nouă, da? Și din ce ne dădeau ei acolo niște bănuți, așa, făceam cadouri la copii. Hăinuțe, nu vă imaginați că le nu am... Deci nu permiteam să le iau jucării. Copiii mei nu au avut jucării. Deci le luam hăinuțe pentru că aveau nevoie, creșteau și așa, și eu nu aveam bani și de haine și de jucării și de... Nu aveam să-i țin și la școală și ați înțeles? Și atunci cu bănuții ei le luam ce aveau ei nevoie, ălea erau cadourile. Poate că și-ar fi dorit și ei, da? Țin minte când am deschis chioșculețul ăla în balcon, Tavi mânca ciocolată Poiana și eu luam pe datorie din depozit câte 5 ciocolățele, 3, 4, 5 așa pentru vânzare și când am făcut curățenie generală am descoperit în spatele colțarului erau numai ambalaje de ciocolată Poiana, le mânca el, era cred că prin clasa 5-a, dar numai Poiana îi plăcea. Deci mi-aduc aminte, vă spun că îmi vine să râd și parcă îmi dau și lacrimile, așa că mi-aduc aminte că parcă vorbesc despre alt film. Deci e filmul vieții mele, e filmul în care eu am fost personajul principal. Dragilor, dacă n-aș fi trecut prin aceste experiențe, dacă nu mi-ar fi fost atât de greu atunci, n-aș fi apreciat, poate, la justa valoare, viața mea de acum. Și n-aș fi ajuns să trăiesc cu atâta conștiință, cu atâta conștiință, cu atâta intenție, cu atâta responsabilitate și asumare viața de acum. Dragilor, de ce a trebuit să trec... În mai fac 60 de ani. Oare de ce trebuie să trec vreo 45-50 de ani printr-o viață foarte anostă, așa, și plină, așa, cu suferință, cu neajunsuri, cu lipsuri, cu tot felul de dăste, așa, ca să înțeleg, să știți că nici măcar o dată în această perioadă de trei sferturi din viața mea, nu m-am gândit că eu aș putea să fiu fericită vreodată. Dar nici nu știam ce e aia. Nu știam ce e aia. Deci un copil care renunță la viață, renunță la sine, renunță cum am făcut-o eu. Și n-am făcut-o numai o dată. Am făcut-o de multe ori. Am făcut-o de multe ori. Vedeți? De aici, de la a renunța la tine, de la a te întreba ce rost are viața mea și până la a ajunge să spui că ești fericit și să simți pe deplin asta în viața ta, fără să-ți mai trebuiască altceva, nimic, da, decât să muncești și să ajungi pe alții să fie fericiți, e o cale, dragilor, știți cum? De la cer la pământ. Ca de la cer la pământ.
Această călătorie eu am făcut-o. Este călătoria mea, a omului. Este o călătorie de devenire, de transformare, o călătorie pe care am inițiat-o într-adevăr și am pornit în calea inițierii mele, inițiere care trebuia să fie vindecarea mea. Ați înțeles? Pentru că am înțeles așa și vă spun, atenție, sunteți multe mame aici. Dragilor, voi ca voi, dar știu că vă doare când vă vorbesc despre copii. Știți ce am înțeles eu? Că așa cum eu eram rodul nefericirii mamei mele, da, care semănase nefericirea în mine și o duceam mai departe, și copiii mei, dacă eu nu mă vindec de nefericire, vor fi rodul nefericirii mele. Ați înțeles? Asta am înțeles eu. Și atunci, cum și voi, și lucrați cu voi, și sunteți printre voi cliente care veniți la cabinet și mi-ați spus, eu ca eu, dar când am auzit că și fata mea este posibil să treacă prin aceeași poveste, aceeași dramă, bunica despărțită, eu despărțită, și să se despartă și ea și așa, nu mai vreau asta, vreau să pun stop. E, asta am făcut eu. Am plecat pe calea vindecării să pun stop nefericirii din karma, zicem noi, da? Din destinul familiei mele. Am înțeles că dacă eu trec prin povestea asta și nu opresc, ați înțeles, nu mă vindec pe mine, viitorul copiilor mei este compromis. Asta am înțeles eu. Că și fetele mele vor trece prin aceeași poveste de nefericire, da? Și situația și copiii lor, dar vor duce povestea mai departe. Pentru că știți cum este destinul nostru și tot ce avem noi în noi, da? Ce transmitem genele și cum se duce, așa ca bulgărașul. Un bulgăraș mic de zăpadă îi dai drumul și se rostogolește și se face dita mai bulgărele. Dar așa se întâmplă cu destinul, să știți. Dacă nu vă vindecați pe voi, nu vă dați această șansă să fiți împlinite, să fiți fericite și să construiți. Atenție, nu e în afara noastră, nu depinde de ceilalți, nu depinde de ce vine către voi, ați înțeles, de circumstanțe și situații. Nu depinde de bani, nu depinde de nimic material ce este în afara noastră, ați înțeles, material și fizic. Este o stare la care tu alegi să ajungi, ați înțeles? Deci fericirea. Și vă spun un lucru, oricine își dorește și își pune în intenție și spune vreau, aleg să fiu fericită, poate și merită. Oricine merită. Și vă mai spuneam așa, dragile mele, fericirea vine din lucruri mărunte. O să ziceți, când o să fiu eu soacră mare, dau un exemplu, o să fiu fericită. Nu o să fii fericită, draga mea. Știți câte soacre mari am văzut care și-au scos ochii la nuntă, s-au certat, a fost, în loc să fie un moment de bucurie și de fericire, a fost, ce să vă zic, un conflict și o... Nu. Oriunde te-ai duce. Cunosc oameni care s-au dus și și-au făcut concedii în locuri exotice, în locuri frumoase, pentru care au cheltuit foarte mulți bani. Au ajuns acolo și au început să se certe. În relație, în cuplu, și-au făcut viața un iad pe acolo, Doamne, nu știam cum să venim înapoi. Nu ne-a plăcut nimic, știți de ce? Pentru că, nu știu, nimic din ce se întâmpla acolo nu ne convenea. Dragilor, dacă sunteți nefericire, oriunde v-ați duce, orice ați avea, orice ați face, oricu cine ați fi, tot nefericite veți fi. În momentul în care alegeți să fiți fericire și mă duc cu inima deschisă și eu aleg și îmi pun intenție, indiferent ce se întâmplă acolo, da? Poate camerista nu intră în fiecare zi să ia gunoiul. Nu intră. Ei, și o să am eu grijă, da? Că nu o să stau, o să arunc pe jos și o să fiu... De mine depinde, da? Să am acolo locșorul așa. Pun și eu mâna și îmi strâng să mai atentă și mai ordonat. Poate că mâncarea nu e chiar pe gustul tău acolo. Dau niște exemple acum, da? Nu mă apuc să-mi stric starea. Aoleu, eu te și ăștia am dat atâția bani. Ce porcărie asta, ce? Lasă-mă. Mănânci acolo, ce se poate, înțelegi situația? Sunt provocări, sunt ispite. Dacă nu, îți completezi de afară. Cu ce? Nu mă
mor de foame, te asigur, nu mor de foame. De multe ori știi ce facem? Ne folosim de tot felul, găsim noi chichițe, pretexte. Să stăm cu botul umflat, să ne dăm importanță, zic eu. Vai ce nefericit sunt eu. Da? Așa credem noi că găsim consolare, atenție, iubire. Știți câtă păcăleală e aici? Știți că e un balon din ăsta umflat și e gol? E o mare gogoașă, dragilor, asta. În momentul în care tu alegi să fii fericit, indiferent ce se întâmplă acolo, mi-aduc aminte, deci pleci cu două haine, așa, poate acolo se face frig. Ei, și le iau pe toate pe mine. Și dacă nu mi-e suficient, dar tot voi găsi ceva să pun. Cum să vă spun, în momentul în care tu spui în intenție să fii fericit, indiferent ce se întâmplă acolo, credeți-mă că se întâmplă lucrurile atât de frumos, atât de frumos, încât vei avea tot ce trebuie, vei găsi tot ce ai nevoie. Și indiferent ce zice celălalt, și vedeți, soțul meu e mai negativist, mai pesimist, mai el e genul supărăcios, așa. Și în momentul în care eu am ales să fiu fericită, indiferent de starea lui, indiferent dacă el, fără să-și dea seama, scoate pe gură o răutate, ei, înainte o prindeam și răutatea aia și începeam să zic, a, da, și ce vrei tu să spui cu asta, adică, cu tare și cu tare, și să interpretezi și să răstălmăcesc și să ne certăm și să nu ne mai ardea nici de masă, nici de nimic, oriunde eram. Am fost acolo, am fost acolo și știu cum e. Știți ce se întâmplă în momentul în care eu am ales să fiu fericită, indiferent ce vine de la el și așa? A început să se schimbe și el. Nu-l mai scapă răutățile, pentru că el știe că indiferent ce ar spune, e despre el. Eu știu că e despre el și nu e despre mine. Și nu mă mai afectează, ați înțeles? Deci am învățat să fiu fericită cu ce am. Am învățat să înțeleg că am fost creată pentru fericire. Și nu o fericire din asta extravagantă. Nu există așa ceva, ați înțeles? Fericirea e fericire și atât. Și vă repet, indiferent unde ești, indiferent în ce mașină te plimbi, poți să fii fericit oricum, oriunde, înconjurat de orice. Și credeți-mă că poți. Este o stare de spirit. Și o să vă mai spun o povestioară. Ion lucra pe moșia, om sărman, da, lucra pe moșia unui boier și Ion avea o casă de copii, soția muncitoare vedea de copii, era acasă, Ion lucra la câmp pe pământul boierului și boierul cu casă făloasă, cu un copil, da, tot nemulțumit așa, ba că n-are una, ba că n-are alta, ba că știți, da, ca noi toți așa. Și într-o zi îl întreabă pe Ion, măi Ioane, știi ce am observat eu? Măi Ioane, tu ești sărac, uite, ai o căsuță așa, de-abia îți duci traiul de azi pe mâine, ai o casă de copii și totuși te-am văzut mereu binevoitor, mereu zâmbitor, mereu mulțumit, mereu așa. Cum faci tu? Pentru că, uite, eu am de toate, am mai mult decât tine, am dita mai casa, am moșiile, uite, am slujitori, v-am pe voi aici care mă serviți oricând am nevoie, dar nu mă simt fericit, nu? Învață-mă și pe mine cum faci tu. Și eu îmi zic așa, boierule, păi eu dimineața când mă trezesc, mă uit așa la cer, îmi fac cruce și zic, Doamne, îți mulțumesc că am deschis ochii și astăzi. Îți mulțumesc pentru ziua frumoasă de astăzi. Mă uit afară, văd soarele, văd cum e afară, știu că vine de la Dumnezeu, îți mulțumesc. Dacă plouă, plouă, că are pământul nevoie și e bine, e belșug. Dacă e soare, e pentru că, uite, iarăși așa ne ajută, da? Mă uit în casa mea. Văd că nevasta mea de retică face pâine la copii, copiii sănătoși, fericiți. Boierule, asta e fericirea mea și eu sunt mulțumit. Cum aș putea? Sunt mulțumit pentru matale, boierule. Că uite, datorită matale mâncăm și noi o pâine aici, așa cum este ea. Și dragilor, în modestia lui, în simplitatea lui, era atât de măreț acest om. Să știți că ca să fim măreți pe dinăuntru, nu avem nevoie de lucruri mărețe în afară.
Și atunci când devenim măreți pe dinăuntru, reușim să facem lucruri mărețe în afară, să știți. Nu are nicio legătură, ca să zic așa, ne gândim, da, că trebuie să facem nu știu ce în afară. În momentul, ordinea este inversă. Trebuie să ne construim pe noi aici și aici. Să învățăm să gândim corect. Un mindset nou, un refresh, un restart, da? La calculatorul ăsta. Să învățăm să fim fericiți. Să învățăm, așa ne asigurăm sănătatea din toate punctele de vedere și vom avea în viața noastră tot ce ne trebuie. Credeți-mă! Vedeți, eu toată tinerețea am tras să am cele materiale cu trei copii și vă spuneam câte lucruri am făcut și o să vă mai povestesc, da, cum vindeam eu teci și cât eram de disperată că se stricau tecile, ce sunt teci, fasole păstăi, da, am zis, nu uscată, da, fasole, așa, teci de fasole. Și este o marfă perisabilă și aduceam de la țară, se înnăbușa în saci și când o puneam pe masă la piață acolo, deja unele erau înnăbușite și așa trebuia să le dau la o parte. Și se stricau în două zile, Doamne, mi-aduc aminte când vindeam piersici de la o zi la alta, dacă nu le făceam, noaptea stăteam să fac un pot și alte astea din piersici, da? Pentru că se stricau. Și deci foarte multă zbatere a fost pe partea asta materială, ca să pot să le asigur copiilor, da, un trai decent, la limita, cum vă spuneam, decenței. Adică, cum să zic, să aibă o mâncare cât de cât așa sănătoasă și îndestulătoare pe masă, să aibă un pachetel la școală, să bani de buzunar nu le-am dat niciodată, că nu aveam. Copiii mei n-au avut bani de buzunar, să știți. N-aveam bani de buzunar pentru mine, dar pentru... Deci mă străduiam, ați înțeles? Banii noștri de la salarii erau blocați în CR-uri și în credite ca să ne luăm în casă mobilă și ce ne trebuia, ați înțeles? Țin minte că spălam la mână, eu cu boala mea nu aveam voie, atropatia, eram cu mâinile ca gogoșile, așa, umflate articulațiile. Spălam la mână pentru că nu aveam bani să-mi iau o mașină de spălat. Nu aveam bani. Albalux din aia, știți, când am reușit să-mi iau o mașină de spălat Albalux, de aia semi-automată, cum zicem noi, da? Și eram atât de bolnavă, vă spun, la un moment dat eu nu mai puteam să mai spăl, da? Le spălam mașina și le scoteam cu un clește și le aruncam în cadă. Și dacă soțul meu nu era acasă și nu era disponibil să le limpezească și să le scoată el din cadă de acolo, să le... Da, așa, prin apă și să le stoarcă, eu nu puteam. Acolo încremeneau rufele. Pentru că eu nu puteam să fac nimic cu mâinile. Ați înțeles? Și nici acum. Dacă eu șterg un geam sau dau prin ligheană o bluzică așa foarte fină, care nu se poate spăla la mașină sau așa, și o stur puțin și așa, știți cum? Deja articulațiile mele încep să mă doară mâinile și nu pot să... Deci nu pot să fac fizic. Dacă spăl vase, dacă... Nu fac astea. Dragilor, poți să fii fericit și în asemenea condiții. Numai că trebuie să înveți să trăiești cu aceste lucruri. Și nu spun că este ușor. Nimic nu e ușor. Și ne uităm la copii, cum învață să mănânce. Și v-am pus, da, filmulețul cum e cu Vladi al nostru, cu prima lui supică de legume, cum se strâmba și cum vocea și cum o scuipa pe maică sa că nu-i plăcea. Dragilor, nimic nu e ușor. Nimic. Ce să vă zic, e greu. E greu să învățăm să mâncăm, să învățăm să mergem, să învățăm să vorbim. Toate sunt grele. Tot. Dar toată călătoria noastră prin viață, nimic nu e ușor. Și fericirea se învață. Dragilor, am vrut să știți aceste lucruri despre fericire. Știți cât este de important să învățăm să fim fericite cu noi, cu ce avem, cu așa, și să nu ne mai uităm la ce nu avem. Și atunci când avem paharul plin, da, cu atâta, da, și să te uiți că e plin, cu atâta. Nu să te uiți că e gol de nu știu cât.
Foarte important. Foarte important să fim recunoscători, mulțumitori pentru tot ce avem în viața noastră. Pentru oamenii care sunt în viață așa cum sunt ei. Și pentru dușmani. Dragilor, dușmanii sunt cei mai buni prieteni ai noștri. Eu mulțumesc cu recunoștință lui Dumnezeu că am avut dușmani destui. Și le mulțumesc acestora, să știți, pentru toate pietrele cu care au aruncat în mine, da? Le-am luat așa, câte una, câte una, am învățat lecții, m-am construit acolo, m-am devenit și mai puternică, dragilor, da? Datorită lor. Și le mulțumesc pentru asta. Sunt recunoscătoare pentru tot, pentru voi, pentru... Și o spun, știți că o spun mereu și o spun din tot sufletul. O să închei această pledoarie pentru fericire, îndemnându-vă cu toată dragostea. Ca un om care a trecut printr-o viață și a descoperit, ca să zicem așa, spre apusul vieții, cum este treaba asta cu fericirea. Și care din experiența mea de viață și din experiențele celorlalți și atât cât a rânduit bunul Dumnezeu să am eu acces, da, vin către voi cu mâinile întinse și vă spun din tot sufletul și cu toată dragostea, meritați să fiți fericite. Spuneți da vieții, îmbrățișați-o. Căutați-vă pe voi însevă, unicitatea, cunoașteți-vă pe voi, faceți lucruri pentru voi, dezvoltați-vă. Cu cât le dezvoltăm mai mult, suntem mai fericite. Credeți-mă! Dacă eu n-aș fi mers pe acest drum al dezvoltării personale, de vindecare, de autocunoaștere, de lucru cu mine, n-aș fi ajuns aici. N-aș fi ajuns să vă vorbesc despre fericire, fiind eu dovada vie, dar a schimbărilor din viața mea. Deci eu când povestesc despre acea camelie care tremura și alerga într-un trabant colo-colo cu burta la gură, da? Și în piață, vânzând lubențe și teci și tot felul de lucruri și schimbând bujia la traban și roata și prin câte experiențe și cărând navete de bere la chioșculeț în balcon și cu copiii târâși și cu... Deci când mă uit la acea camelie, nu vine să cred că e vorba despre mine. Nu. Nu. Dragilor, oferta noastră de 8 martie a expirat. La anunțuri găsiți noua ofertă, da? Așa cum este ea concepută, abonamentul Start, 89 de lei pentru Clubul Femeilor Puternice, să veniți în sesiunile de Zoom cu noi. O să vedeți câtă valoare primim noi și împărtășim acolo. Se întâmplă niște lucruri magice acolo. Vă mulțumesc celor care v-ați prelungit abonamentul UAM pe doamna Coșa, cred că până la sfârșitul anului, deci avea până prin iunie, dacă nu mă înșel, și și-a mai luat abonamentul acela cel mai mare, da? cu testul DIS, care 65 de ani, doamna Coșa, este pensionară. Este pensionară. O felicit, o iubesc pe femeia asta din tot sufletul, în toate cursurile mele, în toate programele mele. A spus că nu vrea să se plafoneze, e la pensie. Vrea să învețe, vrea să se dezvolte, vrea să afle cât mai multe lucruri, să devină din ce în ce mai bună. În toate programele mele la 65 de ani și-a cumpărat pachetul de 1200 de lei. Da? Cu discul, care este instrument de autocunoaștere, cu 3 sesiuni 1-1, da? De consiliere, cu abonament pentru 5 luni, parcă 20 de sesiuni, în Clubul Femeilor Puternice și cartea mea de povești, poveștile terapeutice în consilierea psihopedagogică. Deci, e admirabil când vezi intenția, dorința, femeile, o să ziceți, eu n-am bani, dar pentru țigări, pentru ruj, pentru avem. Și știți că nu o spun cu răutate și știți că nu o spun cu, nu mai vă arăt că este un fals motiv, da? Este un pretext, este o găselniță pentru voi ca să fugiți, să nu vă adăugați valoare. Dragilor, așa cum lucrați voi cu voi, așa vor face și copiii voștri. Dacă voi nu învățați acum pentru voi să fiți bine cu voi, să fiți fericite, împlinite, să vă creșteți nivelul de conștientizare, nu-i ajutați pe copiii voștri, să știți. Vor fi cumva tot în întunecime.
Da? Ce le dați voi modelul și ce le pasați ca și moștenire spirituală, aia vor prelua copiii voștri. Apropo, eu am ajuns la performanța, să am toți copiii în programul meu acum, da? Toți trei copiii mei, care sunt foarte bine realizați, toți la casele lor, toți au facultăți, toți sunt oameni de nădejde, sunt în cursul meu, în cursul de leadership acum, da? Dezvoltă omul de valoare din tine. Toți. Și Tavi, care este băiat de inginer, da? Așa, și fata mea economistă și cea mică Aura, profesor în învățământul preșcolar, toți învață. Învață alături de mama lor. Învață și sunt foarte mândră, să știți, sunt foarte mândră de asta. Faptul că am reușit să le deschid apetitul pentru creșterea personală, pentru dezvoltarea personală, pentru că m-au pe mine ca model și ei au văzut că de când eu am pornit pe drumul ăsta, mi-am schimbat viața radical. Mi-am schimbat viața radical, calitatea vieții mele s-a schimbat radical. Și asta s-a dus și în starea mea de sănătate, da? Că am reușit să-mi stabilizez starea de sănătate și să fiu bine cu mine, da? Asta s-a dus și în realizările mele profesionale, asta s-a dus și în relațiile mele cu soțul meu în familie și în relațiile cu familia extinsă, cu cuscri, cu toată lumea. Asta s-a dus peste tot. Ați înțeles? Uite aici, Elena Coșa. Mereu o dau de exemplu, să știți. Este un model femeia asta. Pentru mine este un model cu adevărat. Ar trebui să ne uităm în jurul nostru la asemenea modele. Și nu numai ea, mai avem femei mature, da, femei care vor să învețe. Și uitați-vă la mine, am 60 de ani. Am fost în summitul ăsta maraton, astăzi e a 6-a zi, în summitul Monetize Your Genius, da, în care învăț. Și eu învăț non-stop. Sunt în cursul lui Alberto Villoldo, sunt în tot felul de cursuri. Noaptea învăț pentru mine, ziua îi învăț eu pe oameni. Ați înțeles? Sunt în tot felul de proiecte, Change Your World. De seară ne întâlnim, da, cu a 7-a masă de transformare, care este de acțiune de data asta. E un proiect de voluntariat. Nu vă costă nimic. Am lansat invitația, cine vrea să vină la următoarea masă, da? Masă de transformare în proiectul Schimbă-ți lumea, derulat de John Maxwell Team, da? Eu ca și facilitator sunt în această echipă internațională de transformare. V-am invitat gratuit, nu vă costă nimic. Ce vă spuneam că este un pretext și o găseliță? Eu n-am bani, eu n-am nu știu ce, n-am nu știu ce. O avem pe Ionica. Cine zice că n-are timp, luați model de la Ionica Archer. Nu știu dacă ești aici, draga mea. Te felicit din tot sufletul. Deci nu pot să cred. Și femeia asta este prin toate programele. În Clubul Femeilor Puternice ca abonată. În Leadership. În Change Your World. Este pe drum. Ea tot timpul nu se lasă. Cu căștile ne mai arată câte o secvență. E în metrou. Vine de la servici seara târziu. Ne-a rugat să punem cursul Change Your World de la 8 să ajungă și ea acasă. Și când ajunge seara acasă, ea e cu noi. Deci am acolo, sunt niște femei în Clubul Femeilor Puternice care se zbat, se luptă ca să fie acolo, da? Cu copiii târâși pe lângă ele, cu căștile, cu prin parc, unde sunt? Sunt acolo cu noi, ați înțeles? O am pe Alexandra, Curt, e acolo la salonul ei, la unghiuțe, nu știu ce, cu clienta, mai ne deschide acolo camera și zice, uitați, eu sunt aici, vă ascult, sunt cu clienta lângă mine, nu pot să vorbesc, dar vă ascult. Mi-e drag de ele, mi-e drag de ele. Și sunt altele care au toate condițiile, au și bani, au și timp, au, dar nu pun preț, nu pun preț pe ele, ați înțeles? Nu puneți preț pe voi, despre asta este vorba. Când vrem să ne dezvoltăm, nu e aroganță, e obligație chiar. Dumnezeu ne vrea desăvârșiți, ne vrea din ce în ce mai buni, din ce în ce mai evoluați, mai dezvoltați. Da? Cum se zice, m-am dus bou și m-am întors vacă. Venim pe lume într-un fel și plecăm cum plecăm. Dacă nu lăsăm moștenirea acestei lumi, da? Un loc un pic mai bun, nu știu, o stare
puțin îmbunătățite datorită vieții mele și trecerii mele prin această viață, înseamnă că viața mea e irosită. Ați înțeles? Deci, vă felicit pe cele care faceți eforturi, cum fac și eu, și sunteți angajate în acest proces, față de voi însevă, în acest proces de creștere. Abonamentul Start, 89 de lei pe lună, abonamentul Silver, 165 de lei, 8 sesiuni, da, și toate avantajele le aveți la anunțuri, toate astea, da? Plus de, la fiecare abonament o sesiune cadou, abonamentul Gold 12 sesiuni, o sesiune cadou plus cărticica, 249 de lei, abonamentul Platinum unde aveți discul, da, instrument de autocunoaștere, 3 sesiuni de consiliere 1 la 1 și 20 de sesiuni în club, plus cartea, este pachetul pe care și l-a luat Elena Coșa, dar ea l-a luat la oferta aceea grozavă, acum este 1349 de lei. Dragilor, avem niște teme senzaționale, să știți. Miercuri ne întâlnim cu tema legile omenești și legile divine. O să vedem ce e una, ce e alta, care primează în viața noastră, cum lucrează în viața noastră legile omenești și legile divine, ce se întâmplă, care sunt legile divine. Da? Vă asigur că mulți dintre noi nici nu știm că există așa ceva și nici nu știm care sunt și nici nu știm ce implică, dar minte să le mai și respectăm. Da? Am avut sesiunea iert, dar nu uit. Excepțională sesiune. De ce ar trebui să veniți în clubul de Zoom ca abonate? Haideți să vă spun care sunt avantajele. În primul rând că aveți acces la o comunitate destul de restrânsă și de selectă, bazată pe valorile de creștere. Acolo se zice așa, vrei să stai cald, să-ți fie bine, stai lângă foc. Acolo suntem împreună și ne alimentăm energia. Acolo învățăm cum să creștem împreună. Acolo învățăm să ne adăugăm valoare, cum să fim mai sănătoase, mai împlinite, cum să gândim, cum să facem lucrurile diferit în viața noastră, să devenim mai conștiente, mai treze, mai puternice. Da, de ce nu? Acolo învățăm, facem, avem sesiuni extra, da? De meditație, de tot felul de lucruri vindecătoare. Aveți acces la aceste lucruri, da? Acolo. Avem grupul nostru de WhatsApp, relații mai speciale, mai personale. Aveți acces la înregistrările sesiunilor. Nu puteți intra direct în sesiune, miercuri la ora 6. Aveți pe viață sesiunea, link-ul, eu îl pun pe grupul de WhatsApp, voi vă descărcați și ascultați oricând, când vreți voi, când puteți, când ați înțeles. Deci aveți... Plus că aveți prioritate, aveți acces la mine, să mă întrebați, aveți probleme, aveți, vreți, vă doriți o sesiune vindecătoare, vreți să veniți la cabinet, vreți să lucrăm pe Zoom, da, unul la unul. Și bineînțeles că țin și eu cont, da? Sigur că țin cont de lucrurile acestea. Vă asigur că veți simți că faceți parte dintr-o familie. Nici nu vă imaginați cât e de frumos. Cât e de frumos. Dați-vă voie și încercați această experiență măcar pentru o lună. Cele mai multe au început cu o lună și uite că au rămas, s-a făcut un an și sunt, da, sunt femei care acum în aprilie, pe 9 aprilie noi am început activitatea, da, prima sesiune. Și sunt acolo femei din prima sesiune, cum e Gabi Moise. Te iubesc, Gabi, te iubesc, Dorina, te... Deci avem acolo membre fondatori care sunt de la început și sunt... Și pentru că au văzut valoare și au văzut cum ni s-a schimbat viața. Ați înțeles? Dragilor, cu ce vreau să rămâneți din această sesiune? Eu am zis că o să fie scurtă, dar cred că a fost, cred că m-am întins cam mult, nu? Eu, Doamne, nu-mi vine să cred. Vreau să rămâneți cu ideea că fericirea e în mâinile voastre și e în puterea voastră. Vreau să fiți fericite și vreau să veniți alături de noi să învățați să construiți fericirea pas cu pas. Fericirea poate... Putem fi fericite în orice condiții, oricum, da? Și vreau să învățați alături de noi acest lucru. Vă iubesc, vă binecuvintez, sper să luați decizia cea mai bună, să vă uitați la această nouă ofertă, chiar dacă n-ați prins-o pe cealaltă, credeți-mă că tot este suficient de avantajoasă încât să vă dați această șansă
la fericire și la mai bine în viața voastră, atât vouă, cât și copiilor voștri și tuturor persoanelor dragi din viața voastră. Vă iubesc, vă binecuvintez și ne vedem de seară la Camelia Coffee la ora 6. Pa!